Dacă până acum deplasările cu mașinile de serviciu se făceau în tot județul, din acest an totul se monitorizează. Subprefectul județului Gorj, Sorin Arjoca, a precizat că instituția va trebui să se conformeze cu noile directive. Ideea care s-a transmis este asta, limitarea la maxima deplasărilor în teritoriu, dacă problema poate fi rezolvată și în alt fel. Numai acolo unde este absolut strict necesar.